să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. E, dragi contacți, haideți, adunați-vă că am vești foarte bune. Uite, astăzi niciun medic rus n-a căzut de la etaj. A? E ceva. Dar nu e asta singura veste bună, nu? Cea mai bună veste e că ne revenim. La cap nu, nu, n-avem cum, nu eram ok nici înainte. La economie ne revenim, fraților. Păi da, domnul Câțu a lansat astăzi o nouă vorbă: revenirea în V a economiei. E ca la decolteu la femei, dacă vreți, da, când te uiți ca nesimțitul. V. A, nu, nu, nu de la Victorie, e de la vai de capul nostru, mă. Mă las până nu... Fiorești. Se tot discută zilele astea despre turism. Și e bine să fie sprijinit turismul. Se pune accent în acest an pe turismul intern. Dar am și eu o întrebare. Vor fi iar prețuri de alea de lași copilul gaj pentru două pizza congelate și trei beri? Hm? Va fi tot așa la mare? Nu se dă ciorbă fără toxi-infecție alimentară? Adică da, e bună solidaritatea, e normală, mai ales în aceste vremuri. Dar să nu ne amintim de ea doar când ne e nouă nasol, iar altfel să-i jupuim pe oameni. Că noi când ne plângeam că e 10 euro un șezlong la mare, șmecherii din turism ne ziceau că, băi, mergeți în altă parte, mă, dacă nu vă convine. Mă rog, unii șmecheri foarte violenți care ne alungau de pe plaje au ajuns sus, da, șef de instituții. Dacă îl mai știți pe țărănușul ăla de la Constanța, a ajuns într-o vreme mare șef la ANPC la București. Asta de ce ție, Claudine? Asta te-ai calmat? Băi, de ce zile? Dacă nu știi să vă aduci, și s-a mai discutat despre o criză cauzată de pandemie. Rămânem fără prezervative. Ta-na-na-na-na. Cel mai mare producător din lume mai are stoc doar pentru două luni. Cum îl cheamă, fraților, pe băiatul ăla, pe dăunătorul ăla de la PSD? Zi-mă, Marote! Codrin? Codrin, bă, așa, Codrin Ștefănescu. Codrine, ia-uzi, bă, stai în casă, că n-ai cu ce să te protejezi la scăfârlie, dacă... Premierul Republicii Moldova spune că medicii români au venit în țara lui ca să învețe cum se tratează COVID-19. Mă, nesimțitule, mă, vrei să se ia cu domn președinte Iohannis de tine cum s-a luat de unguri? Ai grijă, că dacă intră în tine, recunoști și laptele pe care l-ai sub, bă, și banii pe care i-ai dat PSD-ului pentru Ardeal. Hai, lasă vrăjeala, că știm că și voi vreți Ardealul, bă, toți vreți Ardealul. Vom rămâne aici. Oricâte furtuni vor trece peste noi. Iată, altă veste senzațională pentru cei nesimțiți de bogați. Au apărut cireșele. În piețele din nordul capitalei, un kilogram de cireșe costă cât 8 kilograme de carne de porc. Da, așa ci că îi recunoști pe bogați zilele astea. Au masca roșie la bot. Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a fost exmatriculat de la cursurile de doctorat ale Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazu. A chiulit, a dormit la ore, a copiat, ce a făcut? A furat, a prea curvit, a tâlhărit? Na, te aștepți la orice de la un PSD-ist. Marcel Vela a spus că dacă suntem vigilenți, vom putea să ne gândim și la nunți și botezuri, dar evident fără 500 sau 1000 de persoane, domne. E, neamarcele, bineînțeles, nu, ceva intim, așa, la 400-450 de suflete maximum, adică mirele, mireasa și foștii prieteni ai miresei. Ce urât a fost asta, mă, nu m-a prostit la emisiunea asta. Bine ați venit la Starea Nației.
Sincer vă spun, eu mă aștept ca domnul Vela să-mi apară în baie când dau drumul la duș. Da, bang, să cadă așa din para aia, în geacă frumos, cu masca aici în bărbie, cum îi place lui să o țină. Sau domnul Horatiu Moldovan, secretar de stat. Vă jur, nici lui nevastă mea n-am să-i spun atâtea lucruri câte au să ne zică băieții ăștia nouă zi de zi. Câteodată însă te cutremură cu înțelepciunea și cu breaking news-ul lor. Sunt raportate multe decese la pacienți care mor din altă cauză. Urmărim în fiecare zi decesele punctual, caz cu caz, și 80% sunt oameni care sunt pacienți care au comorbidități. Adică ar fi murit care oricum, ar fi murit oricum, care au un cancer terminal. S-a depistat. Nu știu, sună cam ciudat asta cu oricum ar fi murit, nu? Domnul Moldovan, cu toții, domne, până la urmă ne naștem cu acest defect din fabricație. O mierlim într-un final. În funcție de gene, de bolile cu care ne naștem, în funcție de cum trăim, fie că e sau nu alegerea noastră, în funcție de mediu, de meserii, de stres și așa mai departe. De noroc că na, poți fi la punct cu toate, sănătos tun și dă un bou cu mașina peste tine. Deci ați prins ideea, da? Toți murim. Da, matale, comisare Moldovan, o zici așa, de parcă mai ai puțin și te bucuri. Adică au și morții aia, familii. E oameni și morții, nene, știi ce zic? Cum spuneam, ăștia de la guvern stau atât de mult pe ecranele televizoarelor în ultima vreme că interferează cu electronicele din platouri, da, se robotizează cumva. Fenomenul morții este un fenomen complex din punct de vedere medical. O întreagă meserie care se ocupă, știință care se ocupă de chestia asta, se numește tanatologie. Deci stați puțin, că am nevoie de un pic de timp ca să procesez asta. Ce să, hardul mic din 77 vechi, cârâie, da. Adică nu-mi dau seama dacă domnul Moldovan vrea să ne spună ceva sau doar așa se dă în bărci cu tanatologia. Mă, nene, că am mai făcut și noi greaca la post liceală, nu suntem chiar atât de din șanț. Tanatologie, auzi. Domnul Moldovan, vedeți și la tautologie definiția. Da, e fix ce faceți voi zi de zi, de dimineața până noaptea la televizor. Tot reluați aceleași lucruri folosind alte cuvinte. Da, sunteți în multe zile niște pleonați, mă, domnule. Momentul trecerii în neființă sau, mă rog, în instalarea suferinței terminale, pacientul dezvoltă multiple complicații, se infectează, își pierde imunitatea. Până la urmă, într-o epidemie de COVID, ia și COVID, dar el moare de insuficiență cardiacă terminală, moare de cancer cu boală metastatică avansată, moare de ciroză hepatică, se asociază cu vârste extreme de 90 și mulți de ani. Nu știu, nu vi se pare că o scaldă foarte dubios că, da, au avut COVID oamenii ăștia care au murit, da, ei oricum erau nasol, domne, că unii au insuficiență, da, aia, că alții au diabet, cancer. E important de discutat, dar nu e timp acum, nu? Și câtor oameni cu cancer care mai aveau ceva zile le-a fost grăbit sfârșitul în această perioadă. Nu știu dacă acești oameni care ne conduc pot să-și imagineze care-i diferența dintre 3 zile și 3 luni de viață pentru un bolnav în fază terminală. Vă recomand și o carte aici dacă vreți să vă exersați un pic empatia, Cu ultima suflare, de Paul Kalanithi. Adică, serios, asta e ca și cum ai merge la un bolnav de cancer și ei spune: uite, ești în fază terminală, mai ai 3 luni, doar că acum cu acest COVID, pentru că noi suntem niște imbecili și n-am luat măsurile de protecție cuvenite, o să mori. O să mori ce e azi, marți, miercuri, mâine, joi. Dacă ești norocos, prin și dimineața de vineri. Ce? Ce? Plânge acum? Extraul. Mai aveai chestii de făcut pe pământ, nu? Ai, mă, că oricum mureai, mă, frate, mă, nu mai pune botul. Da, mă, normal, acu te super, ce să-ți povestesc? Bă, tu pleci, noi rămânem aici, nebunule. Tati, vrei să ne zici că, de fapt, nu știți cum să faceți numărătoarea sau cum?
Da, pare că le-a zis Orban, bă, ia mai umblați puțin la cifre, da, nu-mi place, e treaba asta, nu, sunt prea multe decese din cauza coronavirusului și mai meșteriți acolo la comorbidități. A, știu eu, a zis domnul Moldovan. Ce-i mă, Horațiu? Domnul Orban, omul oricum, domne, e animal de ăsta muritor, deci, practic, viața e comorbiditatea lui, mai ales la noi aici în România. Deci nu COVID-ul, domnul, și că ne omoară, ci viața. La care Orban, dă-te încolo că ești profund, m-ai impresionat, da? Mi-au dat lacrimile. Adu-mă chitara aia să zic una de jale, mă. După părerea mea, fără să fim în posesia unor date statistice precise, pentru că sunt greu de făcut, dar vor trebui să fie făcute la un moment dat, sunt foarte mulți pacienți de care nu putem spune că au murit datorită infecției cu COVID. Deci aveau COVID, au murit, dar n-au murit, domne, de COVID, deși COVID-ul le-a agravat ce aveau ei. Adică domn profesor, COVID-ul era comorbiditate pentru ei, a? Trebuia să scăpăm noi în rahat și treaba asta cu numărătoarea. Știți, domnul Moldovan, pe front, oamenii mor pentru că sunt împușcați, dar medical vorbind, nimeni nu moare de glonț. Unii de hemoragie, alții de infecții grave, septicemii. Mă bucur că avem acum o nouă temă de discuție, da? Și e ca la offside, ați observat? Bă, parcă a murit de COVID, nu de cancer. Nu știu ce să zic, propun să mai vedem o dată faza. Oricum ar sta lucrurile, eu propun să abandonăm abordarea asta de ciocli. Lasă-mă că oricum mureau. E momentul cel mai greu. Am zis că o fi fost vreo întâmplare treaba aia cu economia noastră care nu prea e afectată. Știți că ziceau și Orban și Câțu, domne, da, are ceva febră, un 37,6 acolo, tușește ușor, uscat, da, e în vână altfel, e pe picioare. Și am zis atunci, așa spun ei până într-o zi când îi vezi alb la față, fraților, e belită treaba, a murit economia. Dar nu, în continuare, ci că e foarte bine. Deci, bine, aseară, ci că arăs 5 beri de n-a avut aer, da, a spart și o sămânță. Față de previziunile unor analiști privitor la căderea economică, lucrurile stau mai bine decât ne așteptam. Ne-am uitat inclusiv pe încasările la bugetul de stat. Scăderile sunt mai mici decât previziunile care au fost făcute. Cum să vă zic eu vouă, asta-i treaba cu economiile simple, cum e a noastră. Nu trăiește ea cine știe ce bine, dar nici nu poți să omori, mă, n-ai cum. Economia noastră e ca bețivii aia de meserie de prin bufetul gărilor. Bea, au de 30 de ani, sunt mereu cu capul spart, fără dinți, mă, dar au puls. Nea Vasile e economia noastră. Un Nea Vasile simpatic, cu glume, cu alea, dar nu te poți baza pe el. Îi dai o țigară și aia e. Na, asta e treaba cu economia noastră. Rezistă, bă, că de mică a trăit în rahat, a mâncat din troacă cu porcii, n-a fost vaccinată, dar a trecut prin toate bolile, nici n-a știut când. Economiile alea complicate, știi, complexe, rafinate, cum dă o boală în ele, pac, la pat, mă, vomă, febră 40, pa, aparate. A noastră, mică, neagră, urâtă, dă o sticlă de spirit pe gât, doar pornirea, după aia ține beția la relantie, așa cu bere. Știți că sunt bețivii aia care se leagănă tot timpul, n-au mai fost 30 de zeci de ani. Asta e economia noastră. Dar e greu să o omori, mă, greu. Poate o vezi, Julită, că mai ia colțurile prost, așa, nu calculează cum trebuie, dar e bine. La sfârșitul anului să revenim la cam aceeași creștere pe care o aveam la început, o estimare la începutul anului, ceea ce înseamnă că anul viitor am putea să avem o creștere economică, dacă avem o creștere economică mai mare decât estimam. E, știți care e greșeala noastră? Noi când auzim că își revine economia, credem că, mamă, o să fie bine. Nu, greșit. Nu asta înseamnă revenire pentru economia noastră. E ideea că se ridică din patru labe în genunchi. Asta e, mă, gata, și-a revenit. Că ea atât poate.
Nu vă surprindeți că vă uitați la filme și vedeți în fundal trecând câte o Dacia 1300? Aia e economia românească. N-are aer condiționat, n-are încălzire în scaune, pornește împinsă. Bă, dacă să o omori, e greu, frate. Cam obraznic, băiatul. Nu, e tânăr. Dar eu cred că pe tine te deranjează faptul că are dreptate. Noi îi vedem la TV pe Orban și pe încă 3-4 din guvern, dar ei sunt mai mulți acolo. Oh, oh, da. Îl mai țineți minte pe Grindă? Ăla care și-a făcut casa cât județul. Altfel pe la școală n-ar fi trecut și el să învețe să vorbească. Auziți aici hal de ministru al dezvoltării. Frate, că mă uitam la Orban. Vom investi în școli, în spitale, în irigații. Ce ai, frate, în tot? Păi cu cine, mă, cu ăsta? Care habar n-are cum îl cheamă cu buletinul în mână? Ceea ce nu înțeleg și mi-e greu de acceptat și stau de vorbă cu colegii mei, cu oameni de minister, că ei sunt oameni, au CNP și ei sunt oameni ca și noi, cu mâini și cu picioare, cu voi, și n-au nicio problemă. S-au născuți, vin la servici, da. Se trezesc dimineața. Deci stă de vorbă cu colegii lui, oameni cu CNP, cu mâini și cu picioare. Atenție, se nasc sau sunt născuți? Bă, băiatule, eu delir că ăsta n-am mai văzut de mult. Ai vrut să fii șmecher Grindă? Ai vrut să te joci puțin cu cuvintele și ți-au căzut din gură? Și stați că nu e gata, nu? Abia s-a pornit ghidușii, Aniel. Și am chemat întreaga echipă de conducere de la programul operațional regional. Și din discuțiile avute s-a ridicat problema că nu au laptopuri, că laptopurile sunt foarte mici și că calculatoarele lor sunt din nou mici, depășite și așa mai departe. Da, mă, sunt laptopurile mici, mă, uite atâta, calculatoarele la fel, mici, deci nu poți, mă, să faci treaba așa. Auzi, mă, Grindă, poate că au mâinile prea mari ei, te-ai gândit la asta? Poate sunt ăia grași, bă, cu ceafă lată, îmbuibați cu caltaboși în loc de degete. Cum mai sunt mulți prin guverne și totul li se pare mic lor, normal. Fraților, să trecem și prostia la comorbidități, că de multe ori asta ne omoară nouă toate proiectele. Auziți, ministrul dezvoltării dintr-o țară UE apare la TV și povestește în plină pandemie cum sunt laptopurile mici și calculatoarele la fel, mici ele. Ca să se asorteze cu creierele voastre, bă, de-aia au fost luate mici. Ești o țară înapoiată și vrei să te dezvolți cu un ministru al dezvoltării care e mai înapoiat decât județul Vaslui. Și ne mirăm că nu ne iese. Ce dracu, mă, ce dracu, mă, de ce nu ne iese și nouă cum le iese altora? E te de-aia, ministru Grindă, Grinda de care se spânzură dezvoltarea. Cam frumos. Ah, genial asta. Deci s-a făcut un teledon ăsta cu țările, cu firme, cu celebrități. Fiecare să dea cât poate pentru căutarea unui vaccin împotriva COVID. Inițiativa a aparținut Organizației Mondiale a Sănătății, dar s-au implicat puternic și UE și Anglia și Norvegia. Și s-a prezentat și România, mă, prin domnul Tătaru, parcă o văd pe România. De la Vărul Costică, de la Dăbuleni, 200.000. Ce ai, frate? A fost cu dar, cu strigare, păi da. Neanelule, boss, sper că ai băgat și matale o felie mare de tort în buzunar, da? Păi așa se face, bă, când pleci de la nuntă, mor de treaz. Romania fully understands the importance of this principle and value and I pleased to announce that we join the initiative. Our financial contribution is amount of 200.000 euro. We stand together. S-au adunat în câteva ore 7,4 miliarde de euro. România 200.000 de euro. Probabil de banii ăștia ne lasă să citim prospectul vaccinului și să bem un pahar cu apă. Am avut noroc cu Madonna, bă, a dat 1 milion din start, deschiderea. Bineînțeles, bineînțeles, gherțoiul de Trump n-a permis ca Statele Unite să participe. Doamne, ce țărănuș grețos e Trump ăla. Serios, de câte ori se plânge cineva de conducătorii noștri, îi spun, bă, tu l-ai văzut pe Trump? Idiotul ăla conduce Statele Unite, bă, adică... I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it
does a tremendous number of lungs, so it'd be interesting to check that. Bă, deci într-un moment în care întreaga planetă face un efort de solidaritate cum rar s-a mai întâmplat, vine ineptul de Trump și zice că oamenii trebuie să bea dezinfectant ca să le treacă COVID-ul. Mă rog, iată, fraților, iată unde au condus atâția ani de capitalism sălbatic și furt financiar. Se aruncă oamenii la vot în brațele unui papagal populist. Da, și asta e o temă foarte mișto, da? Poate cu altă ocazie, poate într-o duminică la Starea Nației special. Dar să depășim momentul și să trecem la orătănile din curtea noastră. V-ați întrebat cât va costa o mască? Acum știm cât, trebuie să-ți vinzi un rinichi. Dar cât va fi după 15 mai? Principala mea preocupare este ca în România să se găsească aceste măști de protecție în rețelele de retailer, în farmacii, să aibă un preț rezonabil. Nu voi ține și mă voi bate ca acest preț să fie în jurul valorii de 2 lei. Că fi 2,20, că fi 2,30, că fi 2,50, dar să fie cu 2 în față. Adică nu mai vreau ca românii să-și cumpere măști cu 4, cu 5, cu 6 lei, cum se mai găsesc în acest moment în anumite locații. Nici noi nu vrem, domnul, să fie 5 sau 6 lei. Hai să zic un secret. Noi am vrea moca. Da, frate, ce ai moca în geală, normal. Țară de sărac, ce să... Ideea e să apari matale în fața noastră și să ne spui cum faci ca prețul să fie foarte, foarte mic. Nu să ne spui că e mare. Știm, dracu, că e mare. Îl vedem, plătim, simțim. Serios, ce faci acum? Te îngrijorezi? Vrei să te îmbărbătăm sau ce vrei? E tot ce ne mai trebuie, să ne plângă un ministru pe umăr și noi să începem. Lasă-mă, frate, hai mă că trăiești tu și peste asta, o să vezi, o să fie bine. Dă-le, dracu, dă măști, soția, copiii sunt bine, asta contează, domnule. Pentru persoanele defavorizate, pentru persoanele aflate în stare de vulnerabilitate, vom... căuta un mecanism prin care să punem la dispoziție aceste măști necesare într-o cantitate suficientă. Asta cu mecanismul ne-a băgat o Orban în săptămâna trecută. A trecut o săptămână, deci canci mecanismul. N-ai găsit, mă, și că mecanismul? Mai caută-te, știi ce zic? Stați că poate nu știți câte măști ne trebuie nouă. Se discută de după 15 mai de o relaxare anumite măsuri, iar portul măștii va fi obligatoriu în spațiile închise și în mijloacele de transport în comun. Aceste măști au fost evaluate ca și cantitate, ca și capacitate și discuțiile au mers până la 100 de milioane de măști. 100 de milioane de măști. Iar din acestea, ci că doar 20% pot fi făcute pe plan local. Restul, importăm, normal. Că aici e buba. Da, bă, ok, ne-a luat COVID-ul pe nepregătite. Pe aproape toți i-a luat. Dar între timp, mai toți și-au revenit. Noi părem la fel de zăpăciți și de bătuți în cap. Din februarie până mai, noi n-am fost în stare nici să producem pe plan intern măștile de care avem nevoie. Păi ce mai zguduim noi cu ventilatoare, elice, elicoptere? A, stați, că să vedeți la import belea. Păi ce ai poți, mă, treaba asta să face și prin niște firme, prin niște chestii, comisioane, parandărături la partid. Păi ce facem, mă, aruncăm cu banii la străini? Măi, păstrăm și noi din ei, hei, op. A, Orbane, vezi că măștile alea de care tu tragi acum să le vinzi cu 2 lei erau vreo 40 de bani înainte de criză, da? Deci acolo le aduci dacă ești mai mult decât un șomer lăutar care s-a trezit prim-ministru. Au ajuns rău cu banii. Laura Codruța Chioveși a câștigat la CEDO procesul împotriva statului român. Mai exact, CEDO a stabilit că doamna Chioveși a fost revocată ilegal din funcția de procuror șef al DNA. De ce ilegal? Pentru că, spune CEDO, i-a fost încălcat dreptul la liberă exprimare și dreptul la apărare. Tudorele, hai de bre înapoi! A zis CEDO că trebuie să o mai dai afară odată pe Chioveși, dar de data asta legal, dacă poți. Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a dat câștig de cauză Laurei Codruța Chioveși, fosta șefă de la Direcția Națională Anticorupție, cea care s-a plâns la CEDO că în iulie 2018 aceasta a fost revocată în mod abuziv de ministrul Justiției de atunci, Tudorel Toader. Cea mai evaluat atunci, Tudorel, cea mai vorbit, cea mai amestecat el Constituția, vă amintiți?
Adevărul e că Tudorel Toader lipsea cu, da, să-l pui cu Vela, să vorbească ei vreo două zile pe foi, să facă evaluări, rapoarte. Doamne, doamne, că tare îi mai plăceau foile și lui Tudorel Gargamel. Raportul pe care l-am redactat, pe care îl voi posta pe pagina Ministerului de Internet a Ministerului Justiției, repet, are o formă în sinteză, se desfășoară pe 85 de pagini. Cât de greșit era acest individ! Tudorel pur și simplu nu asculta de nimeni. Se credea buricul pământului, înțeleptul înțelepților. Na, șef de facultate, boss mare, domne, la Iași acolo. Scrisese milioane de cărți pe care luase milioane de lei. Ce să stea, bă, el de vorbă cu cineva? Nu vă amintiți ce aroganțe făcea pe la CSM? Nu vă amintiți ce prelegeri le ținea el jurnaliștilor? Mamă, te judeca Tudorel ca pe Hristos. Ei, au venit cei de la CEDO și au zis: bă, lucrurile se fac după lege, mă, nu după evaluările lui Tudorel. Evaluare care se petrece astăzi. Prezentul raport de evaluare a fost întocmit astăzi. Că CEDO nu spunea cu vai ce mare procuror era Chioveși sau ce buni erau procurorii de sub ea care făceau abuzuri și care au belit practic orice credibilitate a DNA-ului și orice idee de dosar făcut corect, pe probe clare, nu plantate sau inventate sau smulse sub amenințări. CEDO spune doar că într-un stat de drept nu vii tu, mă, Tudorel, cu vorbă lentă să te joci de-a Dumnezeu. Asta spune CEDO. Ar trebui găsit nea Tudorel și să îi se lipească în frunte sentința asta, da? Cum îi se lipește manelistului bancnota. Nu, fără scuipat că e pandemie. Cu cap s-a torutat. Cât despre doamna Chioveși, să facă treabă la UE, că aici la noi, gata, doamnă, să știți, nu, a venit domnul Iohannis la putere cu adevărat, cu PNL-ul dânsului și nu mai avem corupție. No, nici de sămânță nu mai e, gata, s-a terminat corupția aici în România, ce? Deci căutăm acum carul cu fân. În sfârșit, în sfârșit ceva cu care, pe bună dreptate, Iohannis poate să-i dea PSD-ului în cap. Bă, așa e, da, în toți anii trecuți PSD a vrut atât de mult să-l scape de pușcărie pe Dragnea că a ajuns să se certe cu UE și cu toată lumea. Ceva jalnic. Bineînțeles că președintelui îi vine pe șiret acum această decizie de la CEDO. Președintele are dreptate când spune că PSD făcea o comisie în fiecare zi. Nici nu mai știau ce anchetează, ce a rămas din acele comisii? Canci, nimic, foi, multe foi și atât. După cum, da, și Curtea Constituțională, nu de acum, ci din totdeauna, a ars-o așa foarte dubios, mai de fiecare dată cu cine era la putere. Însă ce zice președintele că CCR ar trebui să revizuiască, cum a zis? CCR are obligația de a revizui de îndată nu numai decizia referitoare la revocarea doamnei Chioveși, dar și orice alte decizii luate în considerare a unor simple declarații, fie ele și politice. Wow! Ce e asta? Domn președinte, într-o seară așa, după ce face doamna Carmen ceaiul de gălbenele, să mai puneți odată această declarație, că nimeni nu înțelege ce vreți să ziceți. Plus că e de râs ca un președinte să ceară curții constituționale să revizuiască niște decizii naiba știe care. Cum spuneam, dintr-un unghi, președintele are arme să-i dea în freză PSD-ului și foarte bine face. Toată ziua stăteam cu ochii pe Ciordache, pe Nicolicea, pe toți analfabeții planetei, să nu dea o ordonanță, să nu facă un rahat în mijlocul sufrageriei. Iar acum, Iohannis exploatează asta electoral, e firesc. Nu mă îndoiesc că românii vor sancționa PSD, prin vot evident, pentru toate aceste acțiuni extrem de grave. Dar putem privi lucrurile și altfel. De fapt, avem obligația să o facem unii dintre noi. Mi-a plăcut cum domnul președinte astăzi a tot vorbit despre drepturile omului și bine a făcut, pentru că o facem prea rar. Frumos, european, exact cum n-a fost dânsul cu ungurii care fură Ardealul.
Însă tot despre drepturile omului era vorba atunci când DNA făcea rețineri doar ca să-i arate pe unii cu cătușe la TV. Tot despre drepturile omului era vorba atunci când SRI făcea dosare, iar procurorii doar semnau. Tot de drepturile omului era vorba atunci când procurorii paradeau oameni fără nicio probă. Absolut nicio probă. Întrebarea e, drepturile omului sunt doar ale omului care ne convine nouă? Sau drepturile omului sunt ale tuturor oamenilor în mod egal? Asta e întrebarea. Dar ce-a mai certat, domnul, și că televiziunile... Am râs, bineînțeles că am râs. Așa exprimare cred că avea doar bunicul bunicu. Auziți aici. Există o mare presiune și aici nu pot să nu remarc cum de 1 mai am văzut aproape toate televiziunile, plaje, ca să, cum să spun, să stârnească dorul neostuit al oamenilor de mare, de plajă, de munte, de stat. Suntem înapoiați rău de tot, de la infrastructură la cum vorbesc liderii noștri. Deci televiziunile, atenție, stârneau dorul neostoit al oamenilor. Du-te încolo, iar aia dormi cu Alexandrii Supernă, mășică. Deci televiziunile îi excitau pe oameni, frate, da, le arătau plaje goale. Goale, bă, fără nimic pe ele. Porno curat, domne, ziua în amiaza mare. Lumea e dementă, mă, când vede la TV că sunt plajele goale, începe să urle, să rupe lanțurile, lumea, mă, păi da, face ca toți dracii. Orbane, despre ce vorbești, mă? Sunt un susținător ferm al libertății de exprimare, al libertății presei ca garanție a oricărei democrații funcționale. Dreptul jurnaliștilor de a relata liber este garantat în România și așa vă asigur că va rămâne. Da, asta a zis domnul Șică de Ziua Mondială a Libertății de Exprimare. Dreptul jurnaliștilor de a relata liber este garantat în România. Bă, liber, liber, eu înțeleg, dar nu exciți oamenii, bă, nu bași turbare în populație, auzi, plaje goale. Domnul Orban, ce ați zice ca televiziunile, înainte de a da drumul materialelor pe post, să le trimită pe la partid? Să se uite pe ele domnul Dancă sau cineva de acolo? Mai bine așa, nu? Să evităm aceste complicații care... Deci au fost și sunt pline toate televiziunile lumii cu imagini de pe plaje, doar lunenea securistul blocului și că nu-i convine, mă, da? Urlă de la balcon că e oră de liniște în cartier. Apropo de plaje, și că nu te uita dacă te exciți atât de ușor sau te stârnești, cum se spunea în secolul al XIX-lea, uitați imagini din Grecia cum ar putea să arate plajele. Da, din Santorini sunt imaginile, un fel de cabine din plexiglas pe plajă. Sincer, e horror, e un film de groază. Mai bine la Amara, mă dai cu nămol și pe ochi, nu mai vezi nimic. Vă certați chiar degeaba. Puh, breaking news din nou, contactii mei, breaking news. Este trecut de ora 22:30. Și niciun medic rus n-a căzut astăzi de la fereastră. Senzație! Bun, mai departe. O altă veste importantă. Au fost depistate în România câteva cazuri de... Nici nu știu cum să le spun. E incredibil, dar s-au înregistrat câteva cazuri de persoane care au deja... Pe scurt, persoane care au cireșe. Au apărut cireșele, dar costă cât 8 kg de carne de porc, 150 de lei kilogramul în piața Băneasa, mai scumpe chiar ca anul trecut. Au apărut, iată, cireșele. Cireșele sunt noua drojdie. Acum o lună, cine avea drojdie era bogat. Acum dacă apari cu două cireșe pe stradă, te ridică ANAF-ul. La 150 de lei kilu, am înțeles că guvernul va demara un program de finanțare pentru cei care efectiv nu rezistă tentației. Cine are noroc, găsește și cireșe mai ieftine. 80 de lei kilogramul în piața de fițe de la Floreasca. Da, bravo, mă, sunt curios dacă vine cineva să cumpere de aici. Cred că e o rușine să fii văzut în piață la Floreasca, la cireșe ieftine de 80 de lei kilu. Păi te dă în cancan, mă, te dă la Capatos, ca pe Vela, te dă afară din top 300. Ești, mă, sărăcie, dă-te-n...
Pe de altă parte, nu m-ar mira să apară și investitorii care cumpără masiv din Floreasca doar ca să vândă ulterior la Băneasa. Negocieze achiziția, iei toată marfa cu 70 de lei kilo în loc de 80 și dai dincolo cu 150. Păi ce vorbești, mă, nu știm noi să facem afaceri? Te ții de afaceri, deșteptule, vrei să te faci negustor? Ah, și mai am o idee de afaceri. Să scoți la vânzare sâmburii de cireșe. A? Câștigă toată lumea. Tu mai recuperezi din investiție, iar cumpărătorul se poate lăuda că a avut cireșe. A? Se pozează pe Insta, lasă niște sâmburi pe bordul mașinii la mișto. A, vai, am uitat sâmburii ăștia în mașină. Sau îi ține în buzunar și când scoate telefonul îi cad la mișto 2-3 sâmburi. Of, bată-mă să mă bată, mă. Of, ce neatent sunt, no, mi-au rămas aici niște sâmburi de la cireșe, de la mic dejun, dar fac mizerie pe aici, vai cum sunt, vai cum sunt. Hai, poate vin contrabandiștii cu câteva vapoare de cireșe. Chiar citeam aseară că au prins nu știu ce transport de țigări, captură record la Agigea. Iată, țigările astea erau pentru finalul stării de urgență, normal, pentru ieșirea din carantină, țigările de după, cum se spune. Și mai era unul care s-a dus să vândă marihuana într-un centru de carantină, l-au prins jandarmii. Bine, eu cred că marihuana asta era doar un paravan, de fapt. În realitate, el sigur avea și niște cireșe ascunse pe undeva. Ah, stați că mai era ceva. Teleshopping, că tot își retrag ăștia reclamele în perioada asta, dar am ajuns să muncim pe nasturi la fabrica asta, probabil vom trage și noi obloanele dacă lucrurile merg în acest stil. Ce să facem, bă, asta e, nu disperăm, nu? Întotdeauna am zis că vreau să mă întorc să vând banane în piață. Deci ce ziceam? Ah, să fac un ban cinstit. Teleshopping, închiriez sâmburi de cireșe. Vrei să impresionezi pe cei din jur? Vrei să crape dușmanii de invidie? Ia acum câțiva sâmburi de cireșe. Închiriez cu ora, cu ziua, cum vreți. Sau doar pentru câteva fotografii. Rog seriozitate. Vă pup pe suflet. Ăsta-i sonat. În acest timp, Ministerul Educației numără în continuare copiii fără calculator. Părinții sunt invitați să participe la chestionare online în care să spună dacă au sau nu internet. Stați puțin, deci dacă n-ai calculator și net, cum răspunzi la chestionarul online? E ca și cum te-ar suna cineva să te întrebe dacă ai telefon. Alo, bună ziua, sunteți Cutărescu? Da, aveți numărul 0777... Da, domne. Nu vă supărați, aveți telefon? Nu. Ah, ok, vă mulțumim, vă mai sunăm zilele astea să vedem dacă vă putem ajuta cu un telefon, da? Țineți telefonul aproape. Da, așa voi face, să trăiți numai bine. Încă puțin. Internet aveți? Nu, n-am nici net, nici computer, laptop, nimic nu am. Bun, să stați cu ochii și pe mail, da? S-ar putea să vă trimitem acolo un mesaj. Lasă așa. În fine, nu mai spun că unele chestionare online sunt trimise pe hârtie. Nu mai insist, am stabilit deja că e de noaptea minții să numeri calculatoarele copiilor la 2 luni după ce ai hotărât ca școala să se mute pe internet. Asta e, asta ne-a fost scris probabil, să fim conduși de niște... de al de grindă, poftim, că tot l-am pomenit mai devreme. Domnul Grindă, luați calculatoarele alea mici de la Ministerul Dezvoltării și dați-le, domne, la niște copii. Păi da, măcar atâta să faci matale util în ceasul al 14-lea. Salvezi niște copii săraci. Iar voi, desigur, vă luați la minister niște calculatoare noi, mari, bă. D-alea mari, bă, solide, rezistente, ca o grindă de aia de la vila din Focșeană. Așa a fost, a greșit constructorul o grindă și a ieșit mansarda, a ieșit etaj. În mai puțin de o lună, elevii de a 8-a și de a 12-a sunt așteptați la școală să se pregătească pentru examene, pentru capacitate și pentru BAC. Nașpa moment, acu-i-acu, vor fi școlile pregătite? Vor fi copiii în siguranță? Cum ar fi să găsească ăștia mici vreo 2000 de școli noi, țiplă, făcute de grindă și ai lui în programele PNDL? Cu ajutorul acestor programe am scos țara din noroaie. A, de unde, mă? Tot în alea vechi. Dar stați, nu vă speriați că ministerul s-a gândit la tot, s-a pregătit. S-au făcut circuite, proceduri. Ce vorbești, bă, ascultați aici? Și cercetătorii de la NASA, dacă vor,
pot să ia notițe. Măsuri luate încă de la poartă, unde un medic școlar îi va întâmpina zilnic pe elevi. Li se va lua temperatura, vor fi preluați pe un culoar bine stabilit, vor fi introduși în școală, se vor spăla pe mâini și se vor dezinfecta. Stai, nu vă supărați, de ce râdeți? Alo, ce-i hărmălaia asta? Haideți, vă rog, să fim serioși, vorbește doamna ministru, da? Puțin respect. Vor purta mănuși, li se va da mască de la școală, vor fi conduși de acolo către sala de clasă dezinfectată inițial, igienizată, la distanță unii de ceilalți. Elevii se vor spăla pe mâini, se vor dezinfecta. Unde, doamnă? Unde se vor spăla? Și despre ce medic școlar discutăm? Nu există așa ceva. Sunt mai rari decât coronavirusul în România. Doamne, unde putem să vorbim să oprească puțin pandemia asta? Să ne pregătim și noi cu apă curentă măcar. Știți că era o școală prin Oltenia cu toaleta la vreun kilometru distanță. Cum se vor spăla copiii de acolo? Cum? Ministerul Educației stabilește doar cadrul general, iar mai apoi fiecare școală poate lua măsuri suplimentare de protecție. De exemplu, multe unități din țară au anunțat deja dotarea cu tuneluri pentru decontaminare, așa cum sunt utilizate la foarte multe spitale din România. Mamă, tuneluri pentru decontaminare, oh, da. Să puneți niște tuneluri și la buda aia fără apă din curtea școlii. Când cad copiii în rahat, măcar să fie decontaminați. Să cadă prin tunel, poi da, să alunece mai ușor. Suntem mâncați, ce să mai... Ne-a prins virusul ăsta cum nu se poate mai rău. În tunelul dintre secolul al XVIII-lea și secolul al XIX-lea. Sunteți grozați, numai fumuri și pretenții. Vă tot zic eu, fraților, că oricât de greu ne-ar fi nouă în această pandemie, cu toate restricțiile și izolarea asta la domiciliu, există familii cărora le este mult, mult mai greu. Imaginați-vă cum ar fi să vă aflați în autoizolare într-o casă al cărei tavan se poate prăbuși în orice moment peste voi. Cam asta se întâmplă acasă la familia Băbușanu, cu care ne reîntâlnim la ediția din această săptămână a rubricii Ceasul Bun. Totodată ne întoarcem și la familia Petre din Hulubești, care se află într-o situație similară. Cum le putem ajuta pe cele două familii, dar și cum li s-a schimbat situația după ce au apărut în emisiune, vedem în materialul următor. Cu un an în urmă vă prezentam cazul familiei Băbușanu din satul Ialomițean, Slătioarele. O poveste tristă, marcată de lipsuri, în centrul căreia se află Anica, cei patru copii ai săi și bunica. Ce s-a întâmplat cu soțul? A decedat acum 11 ani. Și de atunci aveți grijă singură de... Da. De cei mici? Situația lor nu s-a schimbat mult de când i-am vizitat. Tavanul încă stă să cadă în mai multe camere, iar pensia bunicii împreună cu alocațiile copiilor au rămas banii pentru întreaga familie. Anica a reușit însă din donațiile voastre să le cumpere copiilor haine și rechizite și să-și amenajeze grădina. Unul dintre telespectatorii noștri le-a trimis un aragaz, dar această familie are mare nevoie în continuare de ajutor. Ce nevoie ați avea în ceea ce privește locuința copiii? Ce este urgent de rezolvat? Camerele la bătrâna. Sunt dărâmate, sunt așa, alimente. Ne întoarcem și la Hulubești, în Dâmbovița, acasă la Ilariana și la Cristi. Soțul meu este bolnav, a avut două accidente vasculare. Când i-am cunoscut, membrii familiei Petre aveau nevoie de ajutor pentru a putea construi o casă nouă, pentru că cea veche nu mai poate fi locuită. Soțul Ilarienei are o mână și un picior paralizate și nu mai poate munci. Acum trăiesc din ajutorul social și alocația lui Cristi. Tatăl nu are nicio pensie de bun. Are pensie de pe casă de bolnă, dar ia medicamente. Și sunt destul de scumpe? Da, foarte scumpe sunt.
Cu ajutorul vostru, familia Petre a reușit să cumpere o mașină de spălat și să strângă 4.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru plata muncitorilor și a câtorva materiale de construcție și, imediat ce vreme o va permite, vor începe lucrările la noua locuință. Până atunci, Ilariana continuă să strângă bani. S-ar bucura însă dacă i-ați da o mână de ajutor cu alimente pentru cei mici și cu materiale de construcție. Mulțumim pentru solidaritate și pentru ajutorul acordat acestor familii. Sprijinul vostru chiar schimbă destinele unor oameni. Cine poate ajuta cu oricât nu contează, e rugat să scrie la adresa ceasulbun@starenației.ro. Larisa este acolo online și vă oferă cât mai repede datele necesare. Ne vedem și mâine tot aici. Nu uitați să fiți buni, dragii mei. Să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.